Salutare tuturor și bine v-am găsit sau regăsit pe canal! Dacă nu ne cunoaștem, eu sunt Andreea, iar astăzi am revenit cu un nou video despre kici. Dacă nu ai idee despre ce vorbesc, îți super recomand să vezi primele videouri despre chici, în care am discutat despre definițiile lui și ale bunului gust, pentru că chiciul este adesea definit ca fiind de prost gust sau chiar însuși prostul gust. Așa că am discutat până acum despre ce înseamnă acest prost gust, despre ce înseamnă bunul gust, despre cum să îți asumi chiciul versus cum să îl respingi. Și apoi despre pârghile prin care acționează chiciul, anume pârghile emoționale, care sunt ele și, practic, cum se infiltrează chiciul în viața noastră. Dacă tot am pomenit în videourile trecute despre ceea ce am denumit chinezisme, japonezisme și coreenisme, cu ghilimele de rigoare, și am întredeschis cutia Pandorei, ar trebui să precizez că există un spectru larg de lucruri care aparțin de alte culturi și care, după standardele noastre eurocentrice, adică concentrate pe valorile noastre, ideologice, filozofice, estetice, etc., s-ar putea încadra la chici, dar care fac parte din estetica culturilor sau culturii respective. Iar asta le face coerente în cadrul acelei culturi, iar ele ar trebui atunci judecate contextual prin raportare la acea cultură. De aceea e atât de tricky când jonglezi cu elemente din culturi diferite pentru a le păstra deopotrivă integritatea culturală și de a le integra și a le face simultan plăcute unei culturi diferite, de exemplu, a noastră, cu valori și principii estetice extrem de diferite. Iar riscul ăsta e o stradă cu două sensuri, vizându-ne și pe noi, ca europeni, când împrumutăm din alte culturi, dar și alte culturi atunci când încearcă să prea diferite elemente de la noi. Indiferent de cultură, din observațiile mele, atunci când se încalcă principiul coerenței, dar și cel al asumării, treaba cade în chici. Și am vorbit în videoul trecut despre personajele chibi, despre stilizarea personajelor de tip chibi. Un alt motiv pentru care în Japonia, de exemplu, ea este considerată a thing in itself, este o estetică luată foarte în serios, iar la noi este considerată kitsch, este tocmai faptul că cele două tipuri de culturi au valori diferite. Pentru ei, sentimentalismul este un lifestyle. Ei, ca cultură japonezii, sunt foarte sentimentali în tot ceea ce creează. Ori noi avem ca valoare la ora asta în societatea culturală actuală, contemporană o lipsă foarte accentuată de sentimentalism și de aceea noi, în standardele noastre, considerăm lucrurile respective drept chici, pe când la ei, sub contextul ăsta al lor, în cadrul culturilor, lucrurile astea nu sunt considerate chici. Adică este o diferență de valori. Ca să nu mai spun că personajele Chibi fac parte din estetica kawaii, pe care japonezele au folosit-o încă de prin anii 70, sub formă de protest în fața lucrurilor groaznice care li se întâmplau în societate, a presiunilor societății, într-o manieră similară cu hipioții americani. Însă societatea noastră consumeristă globală, actuală, a transformat această armă a inocenței într-un obiect de consum. Deci, Chibi și Kawaii au ajuns la noi sub forma lor comercială, echivalentul culturii noastre pop, care deja ne dă de furcă când vine vorba de artă și de integrarea cu bun gust a acestor elemente pop, care tocmai că se bazează pe chestii superficiale. Dar, Chibi și Kawaii vin ca un revers vizual și estetic al culturii pop. Pop e sexy, kawaii e copilăresc. Ce au ele în comun este elementul oarecum neserios anti-îmbătrânire, anti-maturizare, dar sunt ca două fețe ale aceleiași monede. Iar problema și mai mare cu acest kawaii și cu aceste elemente chibi este că au ajuns să fie fetișizate și într-un fel să se întoarcă tocmai împotriva culturii asiatice care le-a creat. Las în descriere niște videouri despre istoria și fenomenul kawaii pentru cei interesați. Sunt în engleză, dar sunt foarte interesante. Iar atunci când tu te îmbraci sau creezi într-un anume context de valori al unei culturi, trebuie să iei în considerare că vei fi judecat cel mai probabil de oamenii care sunt în imediata ta apropiere, adică care fac parte din cultura din care tu provii, nu de cea din care tu preiei elemente. Și de aceea ceea ce crezi tu va fi considerat chici. Iar dacă nu preiei cum trebuie Elementele respective va fi considerat un chici inclusiv de cultura din care ai preluat tu elementele pentru că atunci ei vor considera că i-ai caricaturizat, că nu e luat în serios. Adică depinde extrem de mult de context, felul în care tu preiei elementele respective atunci când le preiei. De aia, inclusiv la școala de artă, te încurajează să rămâi în cadrul culturii tale și să o cunoști pe ea mai întâi, tocmai pentru că lucrurile astea sunt atât de tricky și este o mlaștină când te bagi în interacțiunea cu alte culturi, fără să ai la îndemână toate noțiunile astea și să conștientizezi toate nivelele astea de profunzime ale problemei. Tu, întreaga ta viață până în momentul în care te-ai întâlnit cu respectivele elemente din altă cultură, trăind în propria ta cultură, cea eurocentristă de care am menționat și având mintea îmbibată cu toate elementele și valorile ei pe care apoi le proiectezi asupra unei alte culturi și ai de la ea așteptările pe care le ai de la propria ta cultură. Orchestia asta nu se numește asumare și de aceea pică în derizoriu și închici. Și ca să mai punctez și acest aspect important înainte să închei, atunci când vorbim de așa un curcubeu de valori și de uh, opțiuni estetice și stilistice și culturale, se ridică problema relativismului cultural. Teoria aceasta a relativismului cultural presupune că totul este relativ și că gusturile nu se discută, că sunt pur și simplu ceea ce sunt și nu ar trebui discutate. Este ceva foarte întâlnit la ora asta în societate, toată lumea este cu gusturile nu se discută în gură. Și dacă eu am părerea asta și, exact cum am menționat și în primul video, dacă ești într-o cameră cu oameni în care toată lumea zice ca tine, atunci părerea ta este literă de lege. Dacă schimbi camera și ești singurul care ai o părere diferită, într-o altă cameră, brusc, tu ești cel nebun. Părerea mea umilă, în legătură cu această teorie relativistă, este că atâta timp cât putem vorbi despre estetică și este o întreagă știință și materie a filozofiei simțirii estetice, care studiază problemele acestea de estetică, Practic, gusturile se discută, și încă în toată regula. Îl avem pe Thomas Culca în cartea lui Kitsch and Art, care de asemenea nu e de acord cu teoria aceasta a relativismului și susține că frumusețea tocmai că nu e în ochii privitorului, ci în ochii mulțimii a privitorilor. Și că în momentul în care participă mai mulți oameni la decizia aceasta este sau nu este un lucru estetic, se schimbă viziunea asupra artei. Vezi, de exemplu, în momentul în care o națiune întreagă pune pe primul loc valoarea simbolică a culorilor, cum întâlnim, de exemplu, în China, toate culorile sunt abordate dintr-o perspectivă simbolică sau la fel și în Mexic, de exemplu, în culturile mexicane, atunci faptul că îi folosesc o grămadă de culori devine un lucru stabil și de sine stătător pentru că ei la nivel de cultură macro au stabilit lucrul acesta. În momentul în care vii în Europa și ai tot felul de teoreticieni de tip Ethan, care îți vorbesc despre felul în care culorile te influențează la nivel psihologic și încearcă să analizeze cum se articulează ele între ele și în care ideile lor sunt îmbrățișate la rang de literă de lege. Principiile de gust, de culoare, de valoare, de interpretare a culorilor sunt complet diferite. Nu merg pe simbolism, merg pe principii psihologice. Și ca să o citesc pe Pati Murg, al cărui video vi las în descriere și vi-l recomand și pe el foarte, foarte tare, pentru că vorbește dintr-o perspectivă sociologică despre Kitsch și mi-a plăcut foarte mult videoul ei. Din perspectiva asta, adică tipului ăsta, Thomas Culca și în cartea lui Chichendart și critica sa asupra teoriei relativismului, Chichiul e văzut ca o categorie socioeconomică, sociopolitică, socioculturală, antropologică, mai degrabă decât un fel. Un fenomen pur estetic-vizual. Prin relativismul cultural nu se ia în seamă valorile culturale sau așteptările societății despre cum arta e puternic influențată de colonialism, imperialism, etnocentrism, etc., și devine o scuză pentru a-și valida privitorul propria opinie fără să fie chestionat. Exact treaba de care v-am zis cu camera. Basically, este o scuză pentru cei care nu se pricep absolut deloc la teoria estetică și filozofia artei și istoria artei ca să-și justifice preferințele și obiceiurile de cumpărare și să poată să se umple cu bling bling și plinturi și paiete și sclipicei din cap până în picioare și să zică că chestia asta este elegantă. Să pretindă un anume grad de rafinament și eleganță prin chestia asta. Exact tipul de abordare a culturii pop pe care o întâlnim acum pe social media pe Instagram și la Hollywood și mai pe peste tot prin America celebrităților și influencerilor. Acestea fiind zise, cred că ai wrapped around și problemele astea, chestiunile astea extrem de importante pe care le pune în discuție chiciul, pe care nu am mai apucat să le inserez mai pe nicăieri în videourile anterioare și am făcut acest micuț video ca o paranteză tocmai pentru că ar fi trebuit să facă parte dintr-un alt video, dar ar fi ajuns mult prea lung acel video și iată-ne practica aici. Dar chestiile astea sunt extrem de importante de punctat ca să înțelegeți mai bine fenomenul și mai ales pentru artiștii care mă urmăresc cum să jonglați cu elementele astea atât de tricky la ora actuală, în care globalizarea este la mare popularitate și practic voi vedeți de peste tot influențe din alte culturi, alte culturi și voi știu și vă văd și pe Instagram consumați cu foarte mult drag și plăcere content creat de alte culturi, de exemplu anime sau manga și mi se pare important să găsiți modalitatea corectă de a vă raporta la chestiile astea, tocmai ca să fie cât mai strong ce faceți atunci când faceți. Să fiți conștienți de ele și să le puteți îngloba cu succes și să faceți o artă extrem de coerentă și de puternică și da, am încredere în voi că puteți. Altfel nu făceam videourile astea, dar am încredere în voi că puteți. Ok, dacă te interesează mai multe informații pe acest subiect și pe multe alte subiecte legate de artă, indiferent că vrei să dai și tu la arte, așa cum îi încurajezi pe copiii care mă urmăresc aici pe canal, sau nu vrei să dai la arte, dar pur și simplu îți dorești să te educi mai bine în domeniu, canalul meu este aici pentru tine, poți să i dai chiar în acest moment subscribe. Nu uita să dai un mare, mare like muncii mele, pentru că am făcut-o din tot dragul și cu tot sufletul. Aici am să pun un playlist cu toate videourile mele legate de chici și da, acesta a fost și videoul de astăzi. Eu am fost Andreea și mă bucur că ai vizionat Până la data viitoare, eu pe tine te-am pupat!